prieteni, reveniți în platoul emisiunii Dimineața la Tezaur și în cele ce urmează stăm la discuții cu domnul Vladimir Bolocan, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, acesta fiind unul dintre cele mai sensibile domenii de activitate, mai ales pentru că vorbim despre persoane care au nevoie de ajutor atât din partea statului cât și din partea celor dragi. Bună dimineața, vă spunem și bine ați venit aici la Tezaur TV. Bine v-am găsit. Cum a început această ultimă zi din această săptămână? Ziua a început destul de intensiv. Noi, de fapt, toată săptămâna aceasta a fost destul de intensivă, deoarece au cam crescut cazurile de viroze, îmbolnăviri, în special în rândurile copiilor. Și, evident, trebuie să ții mâna pe puls, permanent trebuie de întreprins măsuri și de avut grijă ca să fie de toate disponibile în instituțiile municipale. Ne descurcăm, ne bucurăm că avem o echipă bună și cu ei împreună găsim soluții și ajutăm oamenii. Să dea Domnul să fie bine la toată lumea, mai ales că e sfârșitul de an și ar trebui cumva să profităm de aceste momente frumoase alături de cei dragi. Revenind la tema noastră, asistența socială. Da. Să discutăm puțin și să o luăm cu începutul, pas cu pas. Cum influențează actuala situație economică a Republicii Moldova domeniul de asistență socială? Bine, domeniul de asistență socială în municipiul Chișinău, în comparație cu alte regiuni ale Republicii Moldova, este la un nivel destul de înalt. Uh-huh. În general, municipiul Chișinău prestează anumite servicii sociale care nu se găsesc nici în regiune. Noi avem foarte multe centre deschise pentru suport, spre exemplu, pentru persoane cu tulburări de spectru, de autism, pentru persoane vârstnice, centre de instruiri. Avem un serviciu destul de bine dezvoltat, dar care nu este încă la nivelul necesităților și vorbesc de asistența personală. Apropo, toate aceste cheltuieli sunt suportate de bugetul municipal. Un lucru care trebuie să fie cunoscut de oameni și depunem maxim efort ca să identificăm noi surse, noi parteneri care să ne ajute cu finanțarea pentru a dezvolta mai departe serviciile. Ori din cei în jur de 2000 de fapt de asistenți personali, că să ne referim și pentru asistența personală la copii și asistența personală la adulți, este necesar, cred eu, încă plus 1000. Deci avem un deficit de 50%, cheltuielile sunt mari, da? Sunt peste 35 de milioane de lei lunar care se investesc în tot acest serviciu și noi depunem efort pentru a identifica în continuare soluții și surse bugetare pentru a acoperi aceste lucruri. Dacă spuneați că în municipiul Chișinău stăm bine la capitolul asistență socială, cum e situația în regiunile din țară? Bine, acum Ministerul Muncii și Protecției Sociale a pornit o reformă, Restart, cu ajutorul care, de fapt, cred că și domnul ministru sau cineva din secretarul de stat pot să vă povestească mai multe, dar începând cu 1 ianuarie, asistența socială din Republica Moldova, din regiuni, va trece sub așa numitele agenții teritoriale și agențiile teritoriale se vor supune direct Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Adică toți angajații, toți asistenții sociali din regiuni vor fi angajații agențiilor teritoriale care se vor supune Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ceea ce înseamnă că autoritățile locale din alte regiuni decât municipiul Chișinău nu vor avea competență de a interveni în asistența socială. Deci maximum ce va putea face un primar când cineva din săteni sau din consătenii se va plânge, deci să facă legătura cu agenția teritorială de asistență socială, să contacteze asistentul social. Uh-huh. Și deja mai departe competența primarului dispare sau devine nulă. Vom vedea cum va funcționa, noi așteptăm de fapt și alte acte subnormative să le vedem intrate în vigoare ca să înțelegem și cum va fi în regiune. Dar deja avem semnale că multă lume din alte raioane întreabă dacă ei ar putea beneficia de aceleași garanții sociale dacă se mută în Chișinău.
Ori municipiul Chișinău prestează serviciile respective doar pentru locuitori, adică cei care au viză de reședință în Chișinău și nu pentru oamenii din Republică. Uh-huh. Asta sunt detalii așa mai tehnice. Și sunt, chiar ne scriu și în Facebook, vin și scrisori și apeluri telefonice, că uitați-vă, eu sunt din Anene Noi, Nisporeni, Călăraș, Ungheni, nu contează, și dacă pot beneficia de servicii sociale ale municipiului Chișinău. Nu din e păcate, posibil nu moment. E posibil, pentru că asta înseamnă, asta este de fapt și delimitarea teritorială și a responsabilităților în teritoriu. Să le spunem și celor de acasă. Care sunt acele medicamente compensate pe care le poate oferi statul grupurilor social vulnerabile, bătrânilor sau persoanelor care au nevoie? Bine, de medicamente compensate beneficiază toți care au poliță de asigurare. Uh-huh. Lucrul ăsta, apropo, nu este secret și nu cred că este greșit să spun. Toți pacienții pot, sau rudele lor, pot consulta lista medicamentelor compensate, inclusiv și a denumirilor comerciale, pentru că ordinul conține doar informații cu privire la denumiri comune internaționale. Există un tabel care se face un update ori de câte ori este nevoie și cu denumiri comerciale, inclusiv cu prețuri, inclusiv cu suma compensată și cu suma achitată de către pacient. Lucrul ăsta poate fi găsit ușor pe site-ul CNAM-ului, da? Sunt mai multe maladii. Cel mai mult la noi, de fapt, avem spectrul de medicamente pentru boli cardiovasculare, deoarece la noi cauza cardiovasculară este principala cauză de deces. Peste 61% de oameni din Republica Moldova decedează de o cauză cardiovasculară. Așa. De aceea și accentul se pune pe această maladie, pe aceste, de fapt, maladii sau maladii acestui sistem, și se întreprind măsuri pentru a rambursa cât mai multe costuri pentru procurarea medicamentelor. Medicamentele pentru diabet zaharat sunt gratuite, mai nou și analogii de insulină. De asemenea, sunt dispozitive medicale pentru diabetici care sunt rambursate. Pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri paliative și în special cei cu urostomie, colostomie, de asemenea, au dispozitive medicale compensate. Pentru copii, medicamentele, copii până la vârsta de 18 ani, medicamentele sunt gratuite. Toate medicamentele se prescriu de medicul de familie pe rețetă, formular special de rețetă compensată. Duc în farmacie, deja pacientul își alege din denumirile comerciale acea denumire care e mai bine prinde la auz sau denumirea aceea cu care s-a obișnuit de obicei. Cam asta este cum funcționează sistemul. Și asistența medicală, medicii de familie, de asemenea, au la ei ordinul de medicamente compensate, denumiri comune internaționale, pentru că medicul prescrie denumiri comune internaționale. Și pacientul, cred, în discuția cu medicul de familie, poate să afle și el informații și mai este prin ordinul acela. Dar el este disponibil online, în acces liber, oricine poate să-l consulte, să-l vadă. O informație, apropo, foarte utilă, mai ales pentru persoanele vârstnice care nu au posibilitatea să acceseze link-urile online ca să fie informații. Vă mulțumim tare mult că astăzi sunteți aici. Dacă tot am ajuns până la aceste discuții, cât de prietenoase sunt politicile promovate de stat în raport cu oamenii care au nevoie de asistență socială? Bine, la moment, ultima politică promovată de stat este reforma Restart. Vom vedea cum va funcționa. Ce presupune? Asta este ca toată asistența socială să fie regionalizată în agenții, da, nord-sud, nord-vest, nord-est, centru-nord, centru-sud, centru, etc. Da, deci acestea sunt agenții teritoriale și toți asistenții sociali din Republică vor fi angajații agențiilor teritoriale, respectiv fiecare răspunzând de un teritoriu arondat. Vom vedea cum va funcționa acest mecanism mai departe. Cel mai probabil, ca și oricare mecanism nou, va fi nevoie de intervenit cu niște upgrade-uri pe parcurs. Asta este un lucru normal. Care a fost necesitatea, nu știu. Da, erau probleme cu finanțarea
pentru salariile asistenților sociali mai mult timp în anul acesta, poate au considerat că asta ar fi o soluție de a evita acele întreruperi de achitare a salariului. Vom vedea cum va funcționa, deoarece de la 1 ianuarie urmează să fie pus în funcție, în funcțiune mecanismul. Ceea ce a fost știm, din ceea ce a fost am învățat lecțiile ca să devenim mai buni, acum vom vedea ce va fi mai departe, să aplicăm cunoștințele și experiența din trecut. Față de municipiul Chișinău, această regionalizare nu se aplică. Așa. Vom vedea ce va fi mai departe. Dacă e să vorbim despre mediul rural, care ar fi principalele obstacole întâlnite în procesul de asistență socială? Bine, principalul obstacol în asistența socială este lipsa asistenților sociali. Așa. Da, un lucru care se trage de prin 2008. Și suntem acuși curând în 2024, deci avem 14 ani în care lucrurile nu prea s-au schimbat. Și probabil aici cred că ar trebui de văzut. Cel puțin noi la nivel de municipiu Chișinău, cum am zis, am învățat niște lecții și în ultimii 4 ani am introdus servicii noi. Pentru că anume și împărțirea asistenței sociale pe servicii specializate este un lucru mult mai benefic, deoarece îți formezi un specialist dedicat pe anumită problemă. Ne mai vorbim și despre asistența personală care a fost de nou introdusă, pentru că acele rude care sunt nevoite să renunțe la job pentru a sta cu ruda lor acasă și a-l îngriji, ei sunt lipsiți de venit. Și aici municipiul vine cu un suport, deci îi angajează în calitate de asistenți personali pentru ruda de care au grijă. Ceea ce înseamnă că aceste persoane, deja îngrijind ruda, adică făcând același lucru care îl făceau înainte și care moral este corect, dar moral și din partea noastră este corect să venim cu un suport. Și atât acel salariu lunar care se achită este acel suport care venim pentru persoană care nu și-a uitat educația de acasă venită de la părinți și are grijă de aproapele său. Este un lucru foarte important și care necesită de a fi dezvoltat. Populația Chișinăului crește cu tempouri foarte mari și vă dați seama că necesitățile cresc foarte mult. Mai nou, suntem în căutare și suntem în discuții pentru a crește capacitățile și Spitalului Clinic Municipal numărul 4, unde se acordă îngrijiri paliative și geriatrice pentru pacienții vârstnici și cei care au nevoie de îngrijiri paliative. Suntem destul de avansați în aceste discuții. Sperăm că anul ăsta să finalizăm cu toate birocrațiile, ca începând cu anul viitor, din 2025, deja să începem să dăm în funcțiune o nouă secție care va dubla, de fapt, capacitățile spitalului, ceea ce înseamnă că vom dubla și posibilitățile de a oferi inclusiv și acest tip de serviciu pentru locuitorii municipiului Chișinău. Și tot este puțin, populația îmbătrânește și, din păcate, inclusiv și cancerul ca impact social crește, ceea ce înseamnă că în următorii 5-6 ani numărul pacienților care vor avea nevoie de îngrijiri paliative va crește cu în jur de 20-30%. Adică noi deja de pe acum ar trebui să, de fapt, avem un plan, dar trebuie să începem să-l punem în aplicație începând cu anul viitor ca să ajungem în acel interval de timp ca să putem acoperi măcar 80% din necesarul care este. De ce totuși se atestă această lipsă de asistenți sociali? Lipsă de specialiști, tineri specialiști, ce se întâmplă? Salarii mici? Bine, da, salarizarea este principală cauză. Acum vom vedea în legătură cu noua lege a bugetului cum se va schimba temperatura medie a salariului
în rândurile asistenților sociali. Noi încercăm să facem și așa un fel de headhunting, da, unde să identificăm specialiștii buni, asistenții sociali, pentru a-i motiva să vină să lucreze. Ne-a reușit, cel puțin chiar, așa spun, o achiziție recentă de personal. Avem centru ADIR pentru persoane cu dereglări de spectru de autism, unde ne-a reușit să identificăm un specialist bun care să devină conducătorul acestui centru. Și acest lucru ne va ajuta foarte mult pentru a gestiona lucrurile și în acest domeniu foarte îngust, care mulți, mulți ani a fost în general cumva măturat sub preș, sau lumea se transforma sau credea că această problemă nu există la noi în societate, dar ea există. Și bun, sunt mai multe aspecte legate de asta. Plus, asistent social este lucru cu oamenii. Exact. Deseori, oamenii care apelează la asistența socială sunt destul de supărați, deoarece apelează la asistența socială nu din cauza că trăiesc bine. Exact. Și asistentul social este prima persoană care reprezintă în ochii lor autoritățile, statul. Și de obicei tot oful și toată frustrarea se revarsă peste aceste persoane. Uh-huh. Imaginați-vă încărcătura psihoemoțională pe care o are un asistent social, care este nevoie să audă tot ceea ce de fapt persoana o spune deseori televizorului, dar televizorul nu interacționează, nu este viu. Și această persoană este primul reprezentant al statului care interacționează și aici se revarsă toate frustrările, care nu țin neapărat de asistența socială, dar țin despre tot. Începând cu politic și finalizând cu servicii și pensii și salarii și migrație și tot ce are pe suflet. Și de toate, da, și de toate. Iată, mai nou cu platforma compensații GovMD, am făcut un calcul, deci pe zi la asistenții sociali apelau 750 de persoane. Wow. Pentru a deci asistentul social, pe lângă munca pe care trebuie să o depună ca să-și facă atribuțiile sale de serviciu, mai trebuia să dedice timp și pentru acele persoane care se adresau ca să vină cu suport. A fost un exercițiu destul de complicat pentru ei. Eu le mulțumesc pe această cale că zi de zi se dedică activității sale. Chiar încerc și eu să mai contactez periodic cu ei, să avem și discuții legate de ce se mai întâmplă în teren, și îmi dau foarte bine seama că ei sunt acea primă linie, da, care ține lovitura cea mai mare a beneficiarilor sau a potențialilor beneficiari față de stat, față de autorități. Și le nu mulțumim. Tot există. Și pe final de interviu, ce activități sunt organizate în perioada sărbătorilor de iarnă pentru persoanele vulnerabile, pentru bătrâni? Dacă e să vorbim de municipiul Chișinău. Da, bine. Pentru bătrâni, același club al seniorilor, care în weekend, pe perioada iernii, se desfășoară la Palatul Feroviarelor. Urmăriți anunțurile noastre, îndemnăm bătrânii de asemenea să precaute oportunitatea de a se înscrie și la centrele noastre de instruiri pentru vârstnici, pentru a învăța cum să mai utilizeze gadgeturile și tehnologiile noi și prin asta să putem avea o comunicare mai eficientă cu ei, ca să afle despre toate măsurile care se întreprind, cu organizațiile, ONG-urile de fapt, sau organizațiile de profil. Colaborăm foarte strâns, ei își organizează anumite târguri tematice, își îndemnăm cetățenii să participe. Bună oară, am fost pe data de 1 decembrie la un târg organizat de
o asociație a persoanelor cu nevoi speciale. Am achiziționat niște ciorapi de lână de acolo, foarte drăguți. Soția mea nu iese din ei, sunt atât de frumoși, sunt atât de călduroși. Se vede că au fost făcuți cu căldură sufletească, pentru că știți, se simte foarte mult și îndemnă societatea să participe, pentru că pentru noi este un fleac acea achiziție de 10-20 de lei. Pentru ei înseamnă foarte mult, deoarece ei au nevoie și de finanțare și de susținere din partea tuturor pentru ca să dezvolte și să facă viața mai ușoară pentru beneficiarii lor. Noi vă mulțumim pentru că ați găsit timp în agenda dumneavoastră și ați ajuns astăzi aici la Tezaur TV. Să fie un an cu multe reușite frumoase și vă mai așteptăm aici și cu alte noutăți bune. Vă mulțumesc și eu și să aveți sărbători frumoase!